Război epistolar la PSD Iași. Conflictul mocnit dintre grupara Chirica și grupara Stanciu pare să degenereze cu pași repezi. De Sfântul Valentin însă, cele două grupări au ales doar un schimb aprins de scrisori. I-am solicitat public domnului Mihai Chirica să se retragă din demnitatea în care a fost numit și să înceteze această mascaradă. În replică, organizația municipală PSD Iași a subliniat încă o dată susținerea lui Mihai Chirica. Poziții precum cele ale colegilor noștri nu ar putea fi niciodată asumate de o organizație politică modernă. A urmat replica furibundă a taberii pro-Dragnea de Iași, care solicită sprijinul parlamentarilor PSD. Domnul Chirica a mințit public, PSD Iași este unit, dar nu în jurul său. Domnilor parlamentari, vă solicit să vă deziceți public de atitudinea și declarațiile domnului Chirica. Coalizați în jurul primarului, consilierii locali PSD și-au asumat opiniile anti-Dragnea și pro-Revoluția Albă exprimate de Mihai Chirica. Mihai Chirica înțelege să fie primarul tuturor ieșenilor, nu doar al membrilor PSD. Mihai Chirica a respins programatic politica pumnului în gură și a pumnului în masă, militând pentru normalitate, dialog și colaborare. Semnalul războiului pare însă să fi fost dat în această dimineață de Liviu Dragnea. PSD-ul a avut tot timpul în istoria lui Chirici. A avut, în permanență. Partidul se va exprima în următoarele zile față de aceste voci care, de fapt, sunt una singură. Asigur, este o voce foarte, foarte importantă. Tot aceeași voce s-a referit și la susținut pe președintele Iohannis în zilele în care, cu toată susținerea coaliției care câștigase alegerile, a refuzat-o pe doamna Sevil Șaidec, dar asta le discutăm în partid. E onorant, plecând cel puțin din două puncte de vedere. Acești chirici provin din grecesul Kyrios, care înseamnă domni. Așa scrie în greacă. Și dacă suntem foarte mulți domni în acest partid, înseamnă că mai există o șansă pentru el. Domni vor mai fi în acest partid, sunt convins, și vom reuși să arătăm că socialdemocrația este o politică care este mai mult decât necesară în România de astăzi. Nu cred că prin tot ceea ce am spus am ofensat vreodată socialdemocrația. Disciplina de partid este absolut o necesitate în orice formațiune politică, indiferent cum se numește ea. Dar disciplina de partid are nevoie și de rațiune. Criza din PSD pare să se acutizeze. Voci de foști membri importanței partidului susțin că în spatele deciziilor politice se află interesele personale ale lui Liviu Dragnea. Credeți că în spatele ordonanței 13 se ascunde dorința lui Liviu Dragnea de a scăpa de anumite dosare? Eu sunt sigur de lucrul acesta, urmărind evoluția evenimentelor din ultimele două luni. Adevărul acesta este că liderii Partidului Social Democrat sunt adulați, sunt sprijiniți, sunt cutume acolo foarte bine stabilite, dar în momentul când prezența lor, conduita lor, periclitează partidul, ei într-o noapte se pot aduna fără să scoată ordonanță de urgență, dar pot să-și execute liderul. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.